sisters, it's a great joy to be with you today. Bună dimineața, vă spun tuturor fraților și surorilor, este o bucurie foarte mare pentru mine să fiu aici cu dumneavoastră. It's my pleasure to be with you. It's been a long time since I was in Baia Mare. Este o plăcere, plăcerea mea în primul rând să fiu aici. Nu am fost de mulți ani la Baia Mare. I bring you greetings from my family, from my church. Vă aduc salutări din partea bisericii mele și din partea familiei mele. And from the gospel, the Slavic Gospel family. Și de asemenea din partea familiei Slavic Gospel, Asociația Slavic Gospel. May the Lord bless you and keep you. Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină. Amen. Face to shine upon you. Fie ca fața Lui să strălucească peste dumneavoastră. Amen. Forward to having fellowship with you today. Și abia aștept ca să avem părtășie împreună în această dimineață, în această zi. Many people pray for this weekend. Să știți că mulți oameni se roagă pentru evenimentele din această săptămână. It's good to know that wherever we look, north, south, east or west. Și este bine de știut că oriunde te-ai da, în nord, sud, est, vest, whether it's in the heart of Africa, fie că te uiți în mijlocul Africii, în inima Africii, in the polar regions to the north, sau dacă te uiți la zona polară, în nord, tiny little Polynesian islands, sau în insulele mici polineziene, in Japan, South America, în Japonia sau în America de Sud, the gospel has spread. Evanghelia se răspândește. Groups of believers like us worshiping the Lord today. Și sunt grupuri de credincioși ca și dumneavoastră, ca și noi astăzi, care se închină lui Dumnezeu. And we're part of something wonderful that God is doing. Noi toți suntem parte a unui lucru extraordinar pe care îl face Dumnezeu. We're going to read in Psalm 62 the first 8 verses. Vom citi primele 8 versete din Psalmul 62. Psalmul 62, de la 1 la 8. Către mai marele cântăreților, după Iedutun, un psalm al lui David. Dar numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Dar El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui, le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blastămă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Well, another delightful psalm from the sweet psalmist David. Este un alt psalm din partea lui David. We notice I'm always interested in the little print at the top of the psalm, which is part of the text. Observ și este interesant și întotdeauna citesc și textul de deasupra psalmului. And this is for the chief musician to Jeduthun. Și acest psalm este către mai marele cântăreților. Musical director. Jeduthun. Dirijorul cu muzica. I think there were three psalms. There were three other psalms to this director. Mai sunt încă trei psalmi care sunt adresați sau sunt dați către același cântăreț. Should I say this is one of three psalms that David composed and passed to this man. Acesta face parte din acești trei psalmi care i-au fost adresați mai marelui cântăreților Iedutun. We're not told the circumstances. Nu ne se spun împrejurările. But David's got troubles. Dar David se afla într-o situație dificilă. Plenty, avea probleme. Plenty of troubles. Multe probleme. Verse 3, you should be slain all of you. So there were people causing David problems. Oamenii îi creau probleme deosebite lui David. Was it treason? They consult to cast him down.
from his high position. Și erau probabil încercau să-l dea jos sau telling lies. Oamenii spuneau minciuni. They delight in lies, they bless with their mouth, they curse inwardly. Le plăcea să trăiască în minciună, spuneau, binecuvântau cu gura, dar cu inima blestemau. And this is the biggest situation, isn't it? Este situația în care se află credinciosul de atâtea ori. In the world we'll have troubles. În lume vom avea necazuri. The troubles behind us. Sunt probleme în urma noastră, troubles surround us, probleme care ne înconjoară, and troubles await us. Și sunt probleme care sunt înaintea noastră, care ne așteaptă. Despite David's troubles, în ciuda problemelor lui David, he delights to express his dependence upon God. El, lui, îi face o deosebită plăcere să-și exprime dependența lui de Dumnezeu. Truly, my soul waits for God, he says. Cu adevărat, sufletul meu îl așteaptă pe Dumnezeu. And in verse 8, he encourages us to do the same thing. Și în versetul 8, David ne încurajează să facem la fel. And he expresses his dependence upon God. El permanent își exprimă această dependență de Dumnezeu. Truly, my soul, he says. Cu adevărat, sufletul meu. And dear friends, there is nothing better for us to do than to trust in the Lord. Și frații mei, să știți că nu este altceva mai bun de făcut pe lumea asta decât să ne încredem în Domnul. To trust Him for everything. Să ne încredem în El pentru absolut orice. To trust Him in everything. Și pentru orice și în orice lucru. But He won't fail us. Și El nu ne va înșela, nici nu ne va dezamăgi niciodată. He will never leave us or forsake us. Nu ne va părăsi și nu ne va uita. And not only that, he expresses his dependence by means of profession, as I say, it says my soul, it's something personal. El își exprimă dependența de El, simțind că este datoria lui să exprime acest lucru. He expresses the grounds of his dependence in the opening verses. În primele versete, el exprimă și baza a ceea ce crede. He's my rock. Spune că Domnul este stânca mea. My salvation. Ajutorul meu. He is my defense or my strong tower. El este turnul meu de adăpost și de scăpare. Whatever happens, I shall not be greatly moved, he says. Nu ar trebui să mi se întâmple nimic. But if I may say so, he expresses his dependence upon the Lord with a due sense of expectation. Dar, în același timp, când își exprimă dependența față de Dumnezeu, el are o, din punct de vedere evreiesc, are o așteptare. In verse 5, we read these words. În versetul 5, citim următoarele cuvinte. My soul waits silently for God, alone. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu. For my expectation is from Him. Căci de la El îmi vine nădejdea. Now I realize I'm reading from an older translation. You may have the word expectation. You may have the word hope. Eu am citit dintr-o traducere mai veche. Știu că în Biblia noastră nu este expectation, adică așteptare, ci tradus nădejde. If you have the word hope, please remember this. Dacă este așa, țineți minte, vă rog, următoarele lucruri. In the original text, it comes from the word, the verb, to expect. Traducerea acestui cuvânt, speranță, din original, vine de la verbul a aștepta. So we have this noun, expectation. Și așa avem și substantivul așteptare. Which I wanted to speak on this morning. Despre care aș vrea să vă vorbesc în această dimineață. What a wonderful text to hold it in our minds. My expectation is from Him. Ce lucru minunat să-l ținem minte și să-l punem în mintea noastră. Așteptarea noastră, așteptările noastre sunt de la El. What a great missionary text. Ce text frumos pentru un misionar. A great
text for your ministers, my expectation is from him. Și pentru slujirea noastră, așteptările mele sunt de la el. A great text for your family and my family. Un text, un cuvânt deosebit pentru familia ta și familia mea. For the church in Romania. Pentru biserica din România. The church in England. Pentru biserica din Anglia. The church in Kenya. Sau biserica din Kenya. My expectation is from him. Așteptarea mea este de la el. How blessed we are to be Christians. Cât de binecuvântați suntem noi ca să pentru faptul că suntem creștini. And to know that he is with us and he's looking after us. Și să știm că el ne veghează și are grijă de noi. And we can trust him to do this. Și că putem să ne punem încrederea în el. So there are two things I'd like to say. The first thing is this, that such expectation is personal. Două aspecte aș vrea să sublinez aici. În primul rând, așteptarea lui David este personală. Because David says my expectation. Pentru că David spune așteptarea mea. This is something he feels and believes himself. Este ceva ce crede cu adevărat pentru el. His expectation in what the Lord can do, would do with his life was personal and real. Așteptarea lui referitoare la ce poate și ce va face Dumnezeu se referă exact la viața lui. It's interesting that this is written to the chief musician Jeduthun. Este interesant că acest psalm este scris către mai marele cântăreților Jeduthun. First Chronicles chapter 16 and verse 42. Și în 1 Cronici 16 cu 42, we're told that the sons of Jeduthun were gatekeepers, doorkeepers. Ni se spune că fiii lui Jeduthun erau ușieri. Whether they were that related to the city or in the context of worship, they would welcome people as the people approached to worship. Fie că erau ușieri la ai cetății sau la templu, ei întâmpinau oamenii. It just reminds me that David was keen first to open the doors of his own heart. David era nerăbdător, în primul rând, să-și deschidă inima. Because he says, my soul. Pentru că spune sufletul meu în versetul 1. Wait silently for God. Așteaptă în tăcere, l-așteaptă în tăcere pe Dumnezeu. My expectation is from him. Pentru că așteptarea mea este de la el. So he makes himself his own congregation first. Adică el se substituie adunării. He seeks an application in his own heart before he expects it from other people. El aplică cuvântul în primul rând lui însuși înainte ca să îl aplice celorlalți. My soul. Sufletul meu. Personal expectation. Așteptare personală. What do we know of that, dear friends? Ce este diferit aici? Personal expectation today, this very day. Așteptarea personală în ziua de astăzi. Because my expectation is from him, he said. David spune, așteptarea mea este de la el. Wasn't when he was a younger believer or anything like that. Nu se referea la vremea tinereții lui, când a început să creadă. It was something today. Se referă la ziua de astăzi. Something that was still real, his expectation. Este ceva real și actual. And it was personal. Și era o așteptare personală. Dear friends, have we lost sight of verses like in Ephesians 3, verse 20? De exemplu, în Efeseni 3:20. Now to him who is able to do exceedingly and abundantly more than we ask or think. Către el care este gata să dea din belșug și peste așteptările noastre. This is so true, dear friends, that we have such a God who is able to do beyond what we allow him to do. Avem un Dumnezeu atât de mare încât face lucruri mult mai mari decât știm noi să așteptăm. That North American preacher Dr. Tozer, who is with the Lord now, of course.
predicator din America de Nord, Dr. Tozer. He said that faith without expectation is like a dead faith. Spunea că o așteptare, credința fără o așteptare este o credință moartă. He was an expectant man. El era un om care aștepta, avea așteptări. He believed that when the psalmist says that the Lord will perfect that which concerns me, he believed it. He expected God to do that. Când psalmistul spune că el va desăvârși ce a început în voi, psalmistul cu adevărat aștepta lucrul acesta să se întâmple. And the psalmist waited upon the Lord with such a sense, due sense of expectation. Și David se încrede în Domnul având aceste această așteptare. My soul waits silently for God alone. Sufletul meu așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. This was his condition every day. În fiecare zi, asta era situația lui. Each day. În fiecare zi. All day. În toate zilele. Waiting on the Lord in a sense of expectancy. Așteptând ajutorul Domnului, având acest sens de așteptare. Waiting in prayer, waiting as he served God. Așteptând în rugăciune, așteptând în timp ce îl sluja pe Dumnezeu. Expecting that God would deliver him, would help him. Așteptând ca Domnul să îl ajute, să îl scape. Do you remember that wonderful prayer of Jabez in 1 Chronicles chapter 4? În 1 Cronici, capitolul 4, dacă vă aduceți aminte de rugăciunea lui Iaebeț. And in verse 10, where Jabez called upon the name of the Lord. Și în versetul 10, unde Iaebeț chema numele Domnului. And, oh, that you would bless me indeed. Oh, dacă mă vei binecuvânta cu adevărat. And that you would enlarge the hand of my territory. Și dacă îmi vei extinde granițele mele. Whatever Jabez's circumstances were, indiferent care a fost situația în care era Iaebeț, we're not told. Nu ni se dau detalii. Yet we do have a window into his heart and life, into his prayer life. Dar prin această rugăciune vedem ca printr-o fereastră inima lui. And we see a visionary prayer, an expectant prayer. Și observăm o rugăciune vizionară, o rugăciune de așteptări. He spoke of increase and enlargement. Vorbește despre o creștere, despre o lărgire. He expected God to do it, and God did it. God was pleased, we're told, to answer. Aștepta ca Dumnezeu să intervine, să facă. Și Dumnezeu, într-adevăr, a făcut. Personal expectation. Așteptare personală. Enlarge my heart, Lord. Mărește-mi inima, Doamne. Enlarge my boldness to speak to the lost. Înlărgește-mi îndrăzneala ca să vorbesc altora. Enlarge the catching fish. Înlărgește activitatea mea de pescuit. Enlarge the net to catch the fish. Înlărgește plasa de prins pești. Dear friends, personal expectation. Fraților, așteptare personală. May I ask you a question? Do you believe personally that the Lord will look after you? You will need. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile dumneavoastră? You may have heard the great London preacher, Welsh preacher, wasn't he? Dr. Martin Lloyd-Jones. Poate ați auzit de Martin Lloyd-Jones, un predicator scoțian. And he once said, I once heard a man. A spus odată așa. Say something that affected me very deeply. Un om mi-a spus ceva ce m-a afectat foarte mult. It was one of the most searching things he'd ever heard somebody say. A fost un lucru care m-a cercetat foarte mult. Unul dintre cele mai mari lucruri care m-au cercetat. And this man said this. Acest om a spus așa. He said the trouble with many of us Christians. Problema cu mulți dintre noi creștinii is that we believe in the Lord Jesus Christ. Este că noi credem în Isus Hristos, but we do not believe him. Dar nu-l credem pe el. We believe in him for salvation. Credem în el pentru mântuire. And yet we're so slow to believe him when he says something like, I'll look after you.
Dar este așa de greu să credem ce zice el. De exemplu, când spune că eu am să am, voi avea grijă de tine. I'll provide for you. Eu îți voi oferi tot ce ai nevoie. The meat and drink, the clothing, mâncare, băutură, haine, orice nevoie. And the Lord is more gracious, isn't he? Gives us the desires of our hearts. Și Domnul este atât de milostiv că ne dă mai mult decât așteptăm noi. You may have, remember that, read that, or you may have read him actually, that great London preacher, Spurgeon. Poate ați citit despre Spurgeon. One of his books, Lectures to My Students. Una dintre cărțile lui, scrisori către studenții mei. And it records a one, there was a conversation within it between one of his students and Spurgeon. Era descris acolo o discuție între un student și Spurgeon. This student had been preaching for a few months in London, in the center of London. Acest student predica deja de câteva luni în centrul Londrei. He'd seen no conversions, no blessing, and he complains to Spurgeon. Și nu, că el nu văzuse rezultate, nu vedea binecuvântarea și a mers să se plângă la Spurgeon. Then Spurgeon listened and asked him a question. Spurgeon l-a ascultat până la capăt și l-a întrebat. And he said, do you believe that God will bless you every time you open your mouth? Crezi cu adevărat că Dumnezeu te va binecuvânta de fiecare dată când o să-ți deschizi gura? And he said, no, I don't believe that. Și el a spus, nu, nu cred. And Spurgeon said, well, that's why you don't get a blessing. Și Spurgeon a spus, uite, de asta nu primești binecuvântarea. Not expecting God to move, to act. Nu te aștepți ca Dumnezeu să miște lucrurile, să acționeze. I remember preaching about 5-6 years ago on the south coast of England. Acum vreo 5-6 ani predicam pe coasta de sud a Angliei, sud-est. And there was an elderly man came up to me at the end of the service. Și un bătrân la sfârșitul programului a venit la mine să vorbească cu mine. It wasn't about my message. Și nu vrea să vorbească despre predică, despre mesajul meu. He just wanted to share with me God's dealings with him. Vrea doar să-mi spună cum lucrează Dumnezeu în viața lui. And he said that God had really spoken and challenged me. Și el a spus că Dumnezeu îi vorbea și îl provoca într-adevăr. Because I hadn't realized that I was coming to church in an almost robotic manner. Pentru că acel om a conștientizat că el venea la biserică într-un mod automat, ca un robot. Almost mechanically. Aproape mecanic. We must be careful, dear friends. Trebuie să fim foarte atenți, prieteni dragi. Some of the things we've been singing, perhaps they're in your bones and you can sing them looking out of the window. Sunt poate cântări, textele cântărilor care le cântați și le puteți cânta foarte bine și uitându-vă pe geam. And you don't realize you're doing it. Și poate nici nu-ți dai seama că faci lucrul acesta. God keep us from a sense of complacency. Dumnezeu să ne ferească de acest mod de complacere. From the routine of coming to church, let's say, on the Lord's Day. Rutina de a veni la biserică și de a asculta predica. God keep us from a spirit of unbelief. Dumnezeu să ne ferească de un de duhul de necredință. Such expectations personal. Această așteptare a lui David a fost personală. Do we expect God to save souls? Așteptăm într-adevăr ca Dumnezeu să mântuiască suflete? Do we expect God to answer my prayers? Aștept într-adevăr ca Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciuni? Do we expect God to attend the prayer meeting in great power? Așteptăm cu adevărat ca Dumnezeu să ia parte la întâlnirea noastră de rugăciune cu mare putere. I challenge myself, did I come this morning expecting God to attend this meeting in great power? Mă provoc pe mine și mă întreb, oare Dumnezeu participă cu mare putere la adunarea noastră de închinare? Put it another way, do we come this morning with a sense of expectation? Am venit în această dimineață având o anumită așteptare de la Dumnezeu. In 2 Chronicles chapter 7, în 2 Cronici capitolul 7,
versetele 1 și 2, the dedication of the temple, sfințirea templului. Solomon is prayed. When he had finished praying, we're told that fire came down from heaven. După ce s-a rugat Solomon, ni se spune că s-a coborât foc din cer. Consumes the offerings. A mistuit arderea de tot. The glory of the Lord filled the temple. Și slava Domnului a umplut templul. Notice in verse 2. Dar observați, vă rog, în versetul 2. There was so much of God in the building, the people couldn't get in. Era așa mult Dumnezeu în templu, încât oamenii nu mai aveau loc, nu mai puteau să intre. I'm reminded of one of Spurgeon, George Whitfield, going to preach on one occasion. Mi-aduc aminte de George Whitfield, predica la un moment dat. Such was the great awakening. Era așa o... O trezire. When he got to the place of preaching, încât atunci când a ajuns la locul de predicare, he could hardly get to the pulpit, it was full of people. Abia a putut ajunge la amvon, pentru că era plin de oameni acolo. Could you imagine coming to church today? You can't get in. It's full. Vă puteți imagina o duminică venind la biserică și să nu puteți intra înăuntru, să fie plină de oameni. But it's not people, it's the presence of God on this occasion. Și este vorba despre prezența lui Dumnezeu la această întâlnire. I was reminded a couple of weeks ago that in the back of my Bible I have a photograph. În Biblia mea, pe la sfârșit, mi-am adus aminte, am o fotografie. I can't quite see which page, but it was a dear elder when I was a pastor in the church by the name of John. O am de la un bătrân de la biserica unde am fost pastor. And he had a beautiful way of saying, speaking about the possibilities of the Christian life. El avea un fel frumos de a vorbi despre posibilitățile, oportunitățile vieții de creștin. The possibility of what God would do. Posibilitatea a ceea ce ar putea face Dumnezeu cu viața mea. In other words, not where things are right now, but where things might be. Cu alte cuvinte, nu legat de lucrurile care sunt acum, ce lucruri ar putea fi. Personal expectation. Așteptare personală. I mentioned that prayer of Jabez, actually. Am pomenit rugăciunea lui Iabeț. It was Hudson Taylor, that great missionary to China. Hudson Taylor, marele misionar în China. He claimed it for China. A avut o rugăciune asemănătoare, dar pentru China. Look at China today. Uitați-vă la China în zilele noastre. Almost unparalleled growth. In the history of the church. Creștere nemai întâlnită în istoria bisericii. Secondly. În al doilea rând. Such expectation is not in vain. O asemenea așteptare nu este degeaba. It is to be personal. Let us be like David. Așteptarea trebuie să fie personală, să fim deci ca și David. And it is not in vain. Și nu este degeaba. Because my expectation is from him. Pentru că așteptarea mea este de la Dumnezeu. From God Almighty. De la Dumnezeu Atotputernicul. The creator of heaven and earth. Creatorul cerurilor și pământului. The one who delights to display his glory in our lives and to do help us in seemingly impossible situations. Cel care își arată slava în tot felul de situații. The one who can bring in this world into being out of nothing. Cel care să poate să aducă lucrurile în ființă din nimic. God who is our Redeemer, our Savior. Dumnezeu care este răscumpărătorul și mântuitorul nostru. Seems to specialize in things that we think are impossible. El este specializat în lucruri în care noi spunem că este imposibil. And therefore you see, dear friends, because we have such a great God. Pentru că avem un Dumnezeu așa mare. We can realistically expect him to keep his word. Cu adevărat, putem să așteptăm ca el să țină cuvântul. To do great things. Să facă lucruri mărețe. How blessed we are to be saved, to be a Christian. Cât de binecuvântați suntem să fim mântuiți, să fim creștini.
And along with this salvation comes with what we might call many covenant blessings. Și în același timp cu mântuirea vin o mulțime de alte binecuvântări. The blessing of his love. Binecuvântările dragostei lui. Blessing of his companionship day by day. Binecuvântările însoțirii lui zi de zi. The promise of his help in time of need. Binecuvântarea ajutorului lui la vreme de nevoie. He promises to guide us, to keep us. El a promis că ne va călăuzi și ne va ține. He promises his strength and grace. El promite că ne întărește. My grace is sufficient, the Lord says. Și ne dă harul lui. Pavel spune harul, îi spune Pavel, harul meu ți este de ajuns. I'm just making a point because of who he is. We can realistically expect wonderful things from the Lord. Am subliniat aceste lucruri pentru că datorită a cine este el, chiar putem să așteptăm lucruri de la el. We've got to guard against having unrealistic expectations. S-ar putea să avem totuși așteptări nerealiste. In the context of this letter, there is suffering. În contextul acestei psalmi există suferință. Trials and tribulations. Încercări și necazuri. And for the believer, they come in different ways. Și pentru un credincios acestea vin în diferite forme. Discrimination. Discriminare poate. Accusations. Acuzații. Harassments. Hărțuire. Injustices. Nedreptate. Also be unrealistic to think in the context of this letter then that people will not let us down because David was being let down. Este nerealist să presupui în acest context că oamenii will let us down first. Să presupui că oamenii te vor înșela. But then the truth of the matter is, I guess I've let many people down. Dar dacă stăm și ne gândim, adevărul este că și eu am dezamăgit pe alții. As I have been let down, I have failed. Dacă eu am fost dezamăgit, probabil că și eu am dezamăgit pe alții. See, we're sinners, aren't we, by nature and practice? Vedeți, suntem păcătoși prin natura noastră, prin acțiunile noastre. We ought not, we should not. Nu ar trebui. But we can fail one another, we can fail the Lord. Dar putem să-L simțim pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Inwardly, in the way we think about things. În interiorul nostru. For example, just examine your motives when you're asked to do something. We might, on our countenance, have a smile, but what are we thinking on the inside? Când ni se cere să facem lucruri, gândiți-vă la motivații. Poate că veți face lucrul acela cu zâmbet pe buze, dar în interior ce veți gândi? We're all sinners. Suntem toți păcătoși. Even David failed God, we know, greatly at times. Chiar și David l-a dezamăgit pe Dumnezeu de multe ori. But God won't fail us. Dar Dumnezeu nu ne va dezamăgi. Keeps his promises to us. El întotdeauna își ține promisiunile. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Never leave us or forsake us. Nu ne va părăsi niciodată și nu ne va uita. Therefore such expectation is not in vain. De aceea o asemenea așteptare de la Dumnezeu nu este degeaba. So difference is what a great text. My expectation is from him. Ce text deosebit. Așteptarea mea este de la El. It is to be personal. Așteptarea trebuie să fie personală. It is not in vain. Și nu este degeaba. But may I just conclude by saying this. Și aș vrea să trag o concluzie spunând următoarele. See, I believe God expects things from us. Eu cred că și Dumnezeu are așteptări de la noi. As his people, he expects faithfulness. Ca și popor al lui, el așteaptă din partea noastră credincioșie. He expects to find us in prayer, speaking to him. Așteaptă ca noi să stăm în rugăciune, să vorbim cu el. He expects us to listen and obey. Așteaptă ca noi
noi să-l ascultăm. To be people of the book. Ca să fim oameni ai Scripturii. He expects us to reach out to the lost. Așteaptă ca noi să mergem la cei pierduți. To show compassion to the weak and hungry. Ca să le spunem de milă. Avem compasiune. He expects us to exercise faith. Așteaptă ca noi să exersăm credința. And I believe he expects us to be expectant. Și el așteaptă ca noi să așteptăm de la el. How we need to wait upon the Lord. Cum trebuie să așteptăm? And to live in expectation of his return, which will be soon. Și să trăim în așteptarea revenirii lui, care se va petrece în curând. There's another great missionary, Carey, who you know went to India, a Baptist missionary. A fost un alt baptist misionar, Carey, în India. He had a saying, expect great things from God, attempt great things. Așteaptă lucruri mărețe de la Dumnezeu. Expectation. Și aceeași așteptare. I have a book on my shelf which I still haven't got around to reading. Am o carte în bibliotecă pe care încă nu am terminat-o. You may have heard of Charles Dickens. Charles Dickens. And one of the books is called Great Expectations. Una dintre cărțile lui, Marile Speranțe, traducerea noastră, Marile Așteptări. What a great title. Ce titlu extraordinar. Great Expectations is a Christian from God. From God. Great Expectations. Așteptările mari sunt de la Dumnezeu. Why not? Și de ce nu? He is a great God. El este un Dumnezeu mare. He has done great things. El a făcut lucruri extraordinare pentru noi. David knew that. David știa lucrul acesta. And so he can say, in my expectation. Și așa că putea cu adevărat să spună, așteptarea mea este de la Dumnezeu. May God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze.